În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să plinim rugăciunile noastre cele de seară Domnului. Iubiți credincioși, liturghia aceasta a darurilor înainte sfințite, săvârșită la ora canonică la care trebuie să săvârșească ea, pe care noi, din binecuvântate pricini, o putem permite o dată pe an, ne aduce în față un alt gen de provocare, și anume, este vorba de un ceas și jumătate pe care seara îl acordăm nu așa cum credem noi lui Dumnezeu, ci nouă înșine. Este vorba de un ceas și jumătate care însă trebuie să fie pregătit cu o ajunare de toată ziua, deci toată ziua să ne aducem aminte de acest ceas și jumătate pe care îl petrecem cu noi înșine, ca să ne putem împărtăși cu Hristos. Mulți dintre noi nu știm să prețuim lucrurile. Cei mai mulți dintre noi cunoaștem valoarea unui obiect sau unui eveniment din viața noastră numai atunci când el nu mai este ceea ce credeam noi că este. Dar niciodată nu știm care este adevărata logică după care trebuie să valorizăm lucrurile. Și iată că slujba din seara aceasta ne învață măcar acest lucru. Ne aflăm și într-o săptămână deosebită, săptămâna patimilor pentru frații noștri catolici, săptămâna de dinaintea florilor pentru noi, o săptămână în care am învățat multe, zic eu, și am să încep printr-o scurtă istorioară pe care o știți, dar vreau să vă repet, să vă întipăresc ceva în minte. Se spune că odată un naufragiat a rămas singur pe o insulă și apucase ceva din flăcările catargului corăbiei cu care ajunsese acolo. Flăcările respective au rămas sub formă de jar, pe care el însă, aducându-și aminte de niște tradiții și niște posibilități ale păstrării focului, a păstrat câțiva ani buni de zile focul în această formă. În fiecare seară îl acoperea, avea grijă ca flacăra respectivă să nu izbucnească, să ardă mai mult decât trebuie și a petrecut așa și a încălzit mâncare și a încălzit trupul atunci când era frig cu acest foc. Numai că într-o seară a venit o furtună mare și a răvășit toată ascunzătoarea lui în care ținea focul și acel foc devenind cuvântul de neîmblânzit, nu numai că era să se stingă, dar pericolul cel mare era că poate să-i ardă și coliba pe care o făcuse, lucru care s-a și întâmplat. Și când s-a trezit dimineața, omul, așa cam cum ar fi fost la L'Île de la Cité, a văzut o flacără. Și a zis, sunt pierdut, nu mai am nici adăpostul sub care stăteam. După câteva ceasuri însă, a văzut că vine un vapor care l-a îndemnat să urce cu tot ce are acolo, să-l ducă acasă. De unde credea el că acel foc i-a distrus casa și l-a lăsat fără niciun ajutor, iată că acel foc i-a fost salvator, pentru că dacă nu ar fi fost acel foc, spunea comandantul vasului care a venit să-l salveze, nu ar fi văzut semnalul, pentru că ei au venit la un semnal de foc. Iubiți credincioși, ora aceasta și jumătate este focul pe care noi l-am lăsat să ne ardă sufletele și să transmită un semnal lui Dumnezeu că existăm, unde existăm. Într-o societate pe care noi credem că nu o înțelegem, dar nu este de înțeles, pentru că nimeni nu poate să o înțeleagă, trăim într-o societate pe care trebuie să o acceptăm și atât. Trecând mai departe în L'Île de la Cité, s-au pomenit francezii într-o seară, 18:50 ora lor, cu un foc
Și acum toată lumea a zis într-un fel sau într-altul. Bineînțeles că atunci când nu sunt prea multe informații, fiecare are voie să-și dea cu presupusul că a fost cu tare, că a fost cu tare, că e un atac terorist, că vor musulmanii să-și facă acolo moschee și așa mai departe. Nu, fraților, eu cred că acest foc a fost focul salvator. Cine ar mai fi putut scăpa de ideea de veste galbene care să pună foc la fiecare colț de stradă de vreun an de zile încoace? Ar mai fi avut cineva putere să le spună: bă, fraților, ia terminați cu focul? Acum cred că există suficiente argumente. Ca un singur muc de țigare aruncat pe stradă să fie catalogat ca gest de incendiere a unui obiectiv turistic. Și am scăpat. Cine ar fi crezut că atâți bogătași pot să arunce cu niște bani pe care eu am făcut niște socoteli, nu au cum să-i scoată din publicitate. Chiar dacă ar fi să scrie Louis Vuitton pe altar, nu ar scoate 200 de milioane de euro cât a băgat omul acela cu firma lui. Deci nu pentru asta a dat banii. Iubiți credincioși, trebuie să știm care este valoarea lucrurilor pe care noi le avem lângă noi. Valoarea focului, și cred că o să fiu și luat de urechi de unii sau de alții, dar asta cred eu, este acela de a arăta adevărul, de a arăta ce este valoros în noi. Francezii de vreo 2-3 ani intraseră într-o zonă gri. Aproape că trebuia să te gândești cel puțin de 10 ori dacă să te mai duci sau nu la Paris. Dacă te vei întâlni cumva cu vestele galbene sau vei întâlni vreo grevă sau vei găsi închis vreun restaurant pe care îl cunoșteai, pentru că deja spaima era peste tot. E bine, ce am văzut luni seară, când francezii și-au dat mâna și și-au adus aminte de Dumnezeu, lucru pe care nu l-au mai făcut la nivelul acesta de cel puțin 230 de ani, de la Revoluția franceză din 1789. A venit acum vremea să reevaluăm situația noastră. Ținem la ce? La ziduri sau la simboluri? Nici măcar zidurile n-au luat foc, simbolurile nici atât. Dar cine mai băga în seamă simboluri din cadrul zidului? Cine știa că între aceste ziduri mai exista părticică din coroana de spini care a fost așezată pe capul Mântuitorului pe Golgota? Cine mai știa ce tezaur exista acolo? Pe cine mai interesa, în afară de adresă, bineînțeles, și de itinerariu cu care puteai să ajungi acolo, cine mai știa de câte slujbe se făceau acolo? Pentru că au venit oameni care au dat mărturie că au fost cununați în acea biserică. Eu nu pot să spun că m-am dus să fac niște fotografii cu fiica mea când a fost mireasă. Deci eu am aceste amintiri. Dar fără focul de luni, vă spun cu mâna pe inimă și toată credința, aproape că le dădeam uitării. M-am uitat personal să văd dacă am și eu niște poze cu celebrul acoperiș. Cred foarte mult că acel acoperiș va străluci mult mai mult decât a făcut-o lemnul acela timp de 800 de ani. Pentru că în el va fi simbolul unității întregii lumi. De la meșteri pe care i-a promis de la est fratele Putin, până la pădurile din Bois de Boulogne pe care le-au promis meșterii de acolo, sunt sigur că vor ieși lucruri mult mai frumoase. Și o să spuneți, era nevoie de așa ceva, de acest prăpăd? Era nevoie. Pentru că Dumnezeu are o altă logică. Atunci când a văzut că lumea trece pe lângă un obiectiv și vede numai partea artistică sau istorică din el, i-a lăsat pe oameni să le arate că nu partea de zid contează, cât ce se poate întâmpla lângă acele ziduri prin a-i face să se unească, inclusiv pe cei care dădeau foc până acum câteva luni, și să spună: gata, până aici. De acum înainte, obiectivul nostru 5 ani de zile va fi să înălțăm din nou Catedrala Notre-Dame. Iubiți credincioși, nu cumva ăsta este mesajul și pentru ora și noastră de astăzi?
Nu cumva din toată viața noastră ne-am gândit ca un ceas și jumătate să îl dăm nouă înșine să ne întâlnim cu noi? Nu cumva fiecare moment din viața noastră înseamnă ca această adunatură de secunde să înceapă să prindă un sens sufletesc? Cred că exact despre asta se vorbește în toate sfintele liturghii. Dincolo de pâine și de vin este trupul și sângele Mântuitorului. Dincolo de timp este jertfa. Eu când am văzut acoperișul acela în flăcări, am zis, iată o lumânare adevărată. O să ziceți că e o părere de om nebun. Nu, nu. Pentru că mi-am dat seama că în jurul unei lumânări întotdeauna se adună rugăciuni. Erau oameni care murmurau rugăciuni. Oameni care nici măcar o parte dintre ei nu erau creștini, care au apreciat că acolo se întâmplă ceva, o sudură. Sudura are nevoie de foc, să știți, de temperatură înaltă. Și s-a întâmplat o sudură extraordinară. De acum înainte o să auziți câtă lume va trece pe acolo și câtă lume va uita de vestele galbene și de pericolele de la Paris și vor veni să vadă Notre Dame. Și ce văd ei la Notre Dame? Văd frumusețea unității umane. Văd frumusețea dispariției spaimei. Văd frumusețea de a te îmbrățișa cu cineva pe care îl vezi plângând lângă ziduri, pe care și tu l-ai văzut odată altfel dacă ți-a rânduit Dumnezeu. Acesta cred că este mesajul focului. Nu este niciodată destructiv, ci este în construcție. Imaginați-vă că atunci când după Nero a luat foc Roma, Vespasian, la sfârșitul momentului în care a fost împărat, a spus, am moștenit o Romă de lemn și las una de piatră. Niciodată nu poți să dărâmi ceva ca să construiești altceva dacă nu ai o anumită cauză pentru care să o faci. N-ar fi putut să intre Vespasian să dea jos toate coșmeliile de lemn din Roma ca să facă o Romă adevărată de piatră pe care să o dea mai departe. Niciodată în nordul Moldovei nu ar fi putut cineva să dea jos toate bordeele de pământ, de chirpici, dacă nu venea Dumnezeu cu o ploaie și încet, încet, să știți că, deși plângeau vieții oameni la început, și-au dat seama după câțiva ani că trăiesc în alt gen de condiții. Știu că e dur, știu că sună foarte, foarte urât, dar vă spun cu atâta dragoste încât vreau să vă trezesc. Nimic nu poate să fie construit frumos dacă nu s-a dărâmat urâtul. Și să nu credeți acum că am ceva cu vreun acoperiș care arde. Nu, Doamne ferește! Urâtul era obișnuința cu care vedeai ceva. Deja devenise urât. Urâtul însemna o admirație rece și seacă. Acum probabil că vor afla și cârcotașii cât costă să înalți o catedrală a Mântuirii Neamului. Acum vor afla cât face faptul că nu avem nevoie de așa cheltuieli. Iubiți credincioși, trebuie să începem să vedem lucrurile frumos, pentru că de noi depinde cum este realitatea, cum o percepem noi. Eu luni seară, să știți că aveam un singur gen de lacrimi, acela că îi mulțumeam lui Dumnezeu că m-a făcut contemporan cu niște lucruri despre care trebuie să vorbesc nepoților, cum era înainte. Ei mă, bubule, uite cum arăta înainte catedrala, dar era rece. Acum însă știu că fiecare turnuleț de acolo reprezintă o zonă dintr-o taiga, o zonă din Bois de Boulogne, o zonă de mână de meșter care a dat cu barda acolo și trebuie să știi că este mai frumos acum, nu că are materiale mai noi,
ci că acest episod pe care alții l-au văzut urât a îngenunchiat oamenii în fața acelui Dumnezeu. Și i-a unit pe oameni și i-a făcut să uite tot ceea ce însemna conflict. Eu sunt sigur de ceea ce vă spun, pentru că am simțit că acel foc a fost focul casei naufragiatului. Deja poporul francez era până luni cam naufragiat. Nu știa cam pe ce lume să află. E, uite, acum se află că toată lumea, care știa sau care nu știa de Catedrala Notre-Dame de Paris, a aflat și știe și cu siguranță că gândurile acelea vor fi trimise către ceea ce este frumos, atmosfera, pe care chiar dacă nu ajungem acolo să o prindem, ea va respira către noi și ne va face să înțelegem care este rostul fiecarei secunde din viața noastră. Iubiți credincioși, ceasul acesta și jumătate, cât l-am avut în așteptare toată ziua, ca să ne putem împărtăși, este scânteia care a ars în noi ceea ce era de ars, de cauterizat, și a scos din noi frumosul, acela de a ne uita cu alți ochi la realitatea din jur, a ne uita altfel la tot ceea ce ne înconjoară. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne trezim curând din această anestezie frumoasă și plăcută în care ne aruncă perioada postului, în care ne aruncă adevăratul sens al valorii și al vieții. Și de acum înainte să ne propunem nouă înșine că nu vom mai intra în panică atunci când vom constata că societatea a luat-o într-o parte sau într-alta. Are Dumnezeu grijă cum să o îndrepte de fiecare dată. Cu foc, cu apă, cu rugăciune, cu blândețe, cu soare sau cu ploaie, o va face de fiecare dată. Așa să ne ajute Dumnezeu să înțelegem.